Întrebarea este, când Dumnezeu pregătește 2,8 sau 2,2 miliarde de oameni care astăzi nu au auzit nimica despre Domnul Iisus Hristos, i-a pregătit pentru ce? Da? În arminianism, Dumnezeu îi pregătește ca să creadă în Domnul Iisus Hristos, să primească Evanghelia. Harul ăsta pregătitor la cei pregătește? Că zice, îl dă la toți, fără discreție. Pentru ce îi pregătește? M-a pregătit Harul Dumnezeu să cred. În ce? Și unii trec în erezie, unii arminieni care nu mai sunt arminieni, să mută de la arminianism la erezie, ce erezie vreți dumneavoastră, și spun, este iluminat și el are așa un fior sfânt cu gândul veșniciei, cu ceea ce vede natură despre Dumnezeu, meditează așa Dumnezeu, face puțin yoga din ăsta semi-pseudo-creștin și Dumnezeu vede fărâma aceea de har pe care el o a acceptat și Dumnezeu îl mântuie. Ok, sună foarte yoghin și interesant, dar nu-i din Biblie. Pentru că Biblie, în Biblie ne se arată că oamenii depravați resping revelația lui Dumnezeu din natură și că oamenii sunt pedepsiți pentru lucrul acesta.